Unica reprezentantă a județului în eșaloanele naționale, Minerul Mehedinți, dispută vineri ultimul meci din turul de campionat în compania echipei FC Hunedoara. Disputa cu hunedorenii ar putea fi ultima pentru divizionarea AC în campionat, dacă în pauza de mercato situația financiară nu va fi remediată de autorități sau de un sponsor. Afectată încă din prima etapă de problemele financiare, echipa Minerul Mehedinți este la 90 de minute de a duce cu chiu cu vai la bun sfârșit prima parte a sezonului. Clasată pe locul 10, formația pregătită de Cristi Boboescu întâlnește vineri de la ora 14 pe stadionul municipal o altă echipă aflată în criză de puncte, FC Hunedoara, care înaintea jocului e cu două poziții mai sus datorită punctului în plus. Hunedorenii au pierdut ultimele 4 jocuri, aspect care le dă speranțe conducătorilor severineni. În opinia mea se întâlnesc două echipe lovite de soartă până la urmă, amândouă echipele, știu că și ei au probleme. Evident că dacă cine nu-și mai dorește acum să câștige, să aibă o victorie pe final de sezon, pentru că până la urmă știți cum e, ultima impresie contează. Noi sperăm să băieții, că totul depinde de ei până la urmă și cum spuneam în interviul anterioare, sperăm să se prezinte și să facă o figură frumoasă, să măcar să mai spălăm din imaginea pe care am avut-o în ultimul timp. Eu am speranța că dacă vom juca și vom juca bine, eu sper să și câștigăm, pentru că nici Corvinul Hunedoara, cum spuneam, nu mai este o echipă care sperie. Au și ei problemele lor. Oficialul clubului severinean speră ca în viitorul apropiat să găsească mai multă înțelegere și sprijin din partea factorilor de decizie pentru a fi continuată activitatea și din retur. Ce să mai vorbim de situația financiară? Suntem pe final de tur. Bănuiesc că să încheiem turul așa cum îl încheiem. Ce va fi din retur? Vom rămâne ceva restanțe, nu numai la jucători financiare. Avem și alte plăți de făcut și momentan suntem în imposibilitatea de a onora aceste plăți, dar sperăm să găsim înțelegere, să revenim la normal. Poate în această vacanță va fi și un sfetnic bun, nu numai pentru noi, poate și pentru autorități. Turul campionatului Ligii a treia se sfârșește pe 22 noiembrie, însă Minerul Mehedinți nu va mai evolua și săptămâna viitoare, deoarece va sta. Seria din care face parte este impară. Situația explozivă de la Orșova pare să se fi terminat. După ce s-a despărțit de liceul Traian Lalescu, Clubul Sportiv Orșova a devenit o entitate independentă. Antrenorii promit că în cel mai scurt timp vor readuce pe linia de plutire cea mai importantă pepinieră de caiaciști și canoiști din România. După un imens scandal, secțiile de caiac, canoe și canotaj ale Clubului Sportiv Școlar Orșova s-au desprins de liceul teoretic Traian Lalescu din localitate. De pe 10 noiembrie, acest aspect s-a oficializat și în acte, iar de acum, pe legitimațiile sportivilor de la Dunăre nu mai scrie CSS Letetele Orșova, ci doar CSS Orșova. Am devenit Club Sportiv Școlar independent, personalitate juridică, lucru care implică, în primul rând, performanță mai susținută în partea noastră, pentru că, din păcate, în ultimii 3 ani performanța a scăzut și nu din motive obiective, ci din unele subiective, dar nu vreau să intru în amănunte. Cert este că prin această nouă titulatură a clubului se deschid noi perspective, în sensul că putem să aducem copii din selecție din toată țara, să-i înmatriculăm la oricare unitate de învățământ din localitate, iar posibilitatea de selecție inclusiv sau implicit de performanță va crește simțitor. În ultimii 3 ani, între conducerea liceului Traian Lalescu și antrenori, au existat o serie de conflicte, iar de suferit au avut sportivii care nu au mai avut asigurată nici măcar masa zilnică. Pentru a remedia din probleme, antrenorii clubului orșovean și-au trasat câteva sarcini pe care le vor rezolva în perioada imediat următoare. Primul lucru, noi trebuie să despărțim patrimoniul de acela liceului teoretic Traian Lalescu, să este primul pas, după care urmează să preluăm toată baza materială a clubului, urmând ca, din punct de vedere profesional, să încadrăm toți profesorii din liceu la Clubul Sportiv Școlar, deci să avem catedre exclusiv la Clubul Sportiv Școlar. Înseamnă, de asemenea, relansarea calendarului competițional internațional, care de 3 ani de zile a fost inexistent, repunerea în drepturi a unor fost cadre tehnice, să spun, marangoți, fochiști, care au fost îndepărtați abuziv de la Clubul Sportiv Școlar.
Clubul sportiv școlar Orșova este alcătuit din secția de caiac canoe și cea de canotaj. Antrenorul Ilie Bănăduc a fost numit în funcția de director. Acesta va renunța la cea de antrenor la lotul național pentru a se dedica în întregime noului club pe care dorește, alături de ceilalți colegi, să le readucă unde a fost odată o importantă pepinieră pentru caiacul și canotajul românesc. Atât pentru seara aceasta, cu alte știri ne revedem mâine seară. La revedere!